Dar care este destinația dumneavoastră preferată? Înțeleg că Grecia, pentru că mergeți tot timpul acolo. Pe de-o parte. Pe de altă parte, îmi place Parisul. Și acolo chiar mor de dorul lui. Și după ce faci 20 de ani, am mers 20 de ani la show-uri, fiecare martie și septembrie, îți dai seama că e o lipsă care o resimți. După aceea îmi place foarte mult Barcelona. E un loc care am fost de iarăși de foarte multe ori și mi-e foarte drag. Și dacă ar fi de departe, îmi place Bali. Adică e locul în care m-am simțit extraordinar și în care poate că la limită m-aș și muta. Mi-a spus că ați fost în vacanță cu fetița dumneavoastră. Acum ați petrecut timp de calitate tată-fică, doar voi doi? Nu. Întotdeauna când mergem vara, avem una dintre vacanțe, o facem toți trei, adică și cu mama Elidei. Sigur că da, stăm separat, dar suntem împreună tot timpul. Și așa am stabilit și o ținem de an de zile, de când am divorțat. Suntem la fel de buni prieteni și facem o vacanță întotdeauna toți trei. Ce mai frumos, ca să crească fetița în armonia familiei.